N-a existat o motivare care să aducă votanții liberali la vot. Din această cauză m-am hotărât să candidez la președinția municipiului Brașov, organizației municipiului Brașov, care am condus-o de la înființare în 1993. Atunci s-a înființat organizația municipală, cea județeană, fiind înființată în 1990. Am intrat și la vremea respectivă într-un partid care nu figura în sondaje și în foarte scurt timp am ajuns la prima organizație ca și rezultate numărate în voturi, cu singura organizație PNL care avea și primar și președinte de Consiliu Județean la vremea respectivă. În această cauză mă bazez pe ceea ce am acumulat în timp ca experiență, mă bazez pe voturile pe care le-am avut ca și senator uninominal în 2012 și vreau să-mi pun în slujba, cum se zice, organizației municipale această experiență. Sunt sigur că membrii de partid din municipiul Brașov, așa cum m-au susținut de-a lungul timpului, mă vor susține și de data aceasta. Vă mulțumesc! Când se pare să vină? Pe 5 aprilie. A fost fixată o dată, din punctul meu de vedere, foarte, foarte apropiată. Ar fi fost bine ca alegerile să se desfășoare sâmbătă, așa cum s-au desfășurat dintotdeauna, pentru ca oamenii să vină de dimineață, să aibă liber, cum se spune. Faptul că s-a organizat inițial în joia și aproape după o săptămână s-a modificat data pe 5, și anume miercurea, nu face ca să ajute la participarea membrilor de partid din municipiul Brașov. Dar asta este decizia luată la nivelul municipal, o respectăm și vom face efortul cuvenit pentru ca să existe o participare cât mai mare a tuturor membrilor din municipiul Brașov. Și a mai anunțat cineva candidatura? Probabil că se va face acest lucru până în data de sâmbăta aceasta, când este fixat termenul de anunțare a candidaturilor. Din câte se știe, e vorba de domnul Oprică. Poftiți?